Bună dimineața, domnul, bună dimineața, domnilor, bine v-am regăsit Suceava, așa pe inima goală, n-am avut timp să mâncăm ceva, că ați văzut că am mâncat, am stat să vedem cum mănâncă premierul României, domnul Marcel Ciolacu și cu ministrul Sorin Ghideanu și cu ministrul, fondul europene, cine era acolo, nenea, ca să-i numi, domnul Căciu. Astăzi sunt aici la Carpatis, fabrica de mezeluri de Bemirăuț, Suceava, la Suceava suntem în, era zic, în Buricul Târgului. Aici va fi Buricul Târgului în curând, nenea Casian, trasul Suceveni, pentru că acolo unii pădurici, aia unde vezi spârcul ăla de pădure, acolo se pregătește un mega și frumos cartier de locuințe, dar la subiectul ăsta o să revenim. Acum vrem să vă spunem ce s-a întâmplat aici la Carpatis, mergem pe urmele premierului. Stați cu noi, vă dăm tot, haideți! Gata, apă, cafele? Nu lăsa, să fumăm măcar. Da. O întrebări. Pentru George, pentru domnul Grindeanu. Cine? Vă rog frumos. Foarte scurt, nu prea am exercițiul ăsta, să știi. Nu-i nimica, ce crezi că eu l-aveam? Am să spun doar un cuvânt de început, nu, pentru... Numai puțin. O secundă, stai, nu vă spun. Bună ziua, sunt onorat să-l am în vizită astăzi pe domnul prim-ministru, în cadrul fabricii Carpatis. Validează efortul nostru de aproape 34 de ani în producția alimentară și mai cu seamă în industria mezelurilor. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru că ne-ați vizitat fabrica astăzi și sper că ați simțit că și în Bucovina lucrurile se fac cu drag, cu suflet și cu calitate. Vă mulțumim. Eu mulțumesc mult. Mulțumim presei, numai bine. Aici, bună ziua, bună dimineața. O afacere de familie, pornită de tatăl, continuată de cei doi fii. Am fost și am vizitat împreună toată fabrica și cu adevărat sunt un exemplu în dezvoltarea autohtonă, în capitalul românesc. Normal că am discutat cu ce programe și am venit și cu domnul ministru al fondurilor europene. O să ne axăm un pic pe formarea forței de muncă și mă bucur că o să avem și la dumneavoastră un centru regional pentru învățământul dual. Vedem că această componentă a lipsit foarte mult, mai ales Moldovei, dar odată cu infrastructura pe care o are de finalizat în acest moment domnul Grindeanu, trebuie să mergem pe fiecare palier, atât pe sănătate, educație, dar și pe infrastructură. Eu sunt ferm convins că și în Moldova se va întâmpla același lucru care s-a întâmplat cu județul Constanța. După ce s-a finalizat autostrada între București și Constanța, automat PIB-ul, veniturile județene s-au dublat în următorul an. Același fenomen va fi și în toată regiunea istorică Moldova. Vă stăm la dispoziție, domnul președinte al Consiliului Județean ales, și domnul primar ales, sunt ferm convins că au și dânsii să schimbe câteva impresii. Da, bună ziua! În primul rând suntem onorați că îl avem pentru noi pe domnul prim-ministru Marcel Ciolacu și credem noi că și viitorul președinte al României după 20 de ani social-democrat. Suntem onorați că îl avem pe domnul ministru al transportului Sorin Grindeanu, domnul Căciur și ne arată încă o dată că avem tot sprijinul la nivel guvernamental pentru a ne implementa împreună cu domnul primar Vasile Râmbu proiectele care vrem să le desfășurăm sau să le facem pentru județul nostru. E un sprijin important pentru noi. Am discutat și azi dimineață cu domnul prim-ministru la cafea despre viitoarele proiecte ale județului Suceava, ale municipiului Suceava și avem garanția și sprijinul că vor fi lângă noi și ne vor ajuta. Mulțumesc mult! Da, nu știu ce pot să mai adaug după ce a spus domnul președinte. Desigur, suntem și noi în același elan, știu că așteptările sunt foarte,
foarte mari și constatând sprijinul pe care îl avem, o să facem totul ca să nu dezamăgim. Mulțumesc! Domnule prim-ministru, mai funcționează până la alegerile parlamentare coaliția PSD-PNL în condițiile în care Rareș Bogdan declara că doar războiul din Ucraina mai ține această coaliție? Sincer, nu văd mare influența războiului din Ucraina ceea ce privește coaliția. Cu adevărat, România are nevoie de o stabilitate politică. Și ne-am asumat această stabilitate politică. Vă reamintesc, când eu împreună cu colegii mei, cu domnul Stan, apropo, să știți că noi în PSD îi spunem Mourinho, cu domnul Stan am hotărât să intrăm la guvernare. Aduceți-vă aminte complexitatea problemelor din acel moment, de acum 3 ani când am hotărât să intrăm la guvernare și cred că am adus o coerență în actul de guvernare și o diferență față de vechea coaliție de dreapta, unde posturile se trăgeau din fes, unde certurile erau la ordinea zilei, unde se retrăgeau miniștrii din ședințele de guvern și nimic nu funcționa. Cred că România nu dorește. Suntem oameni maturi, avem, normal, cum este în politică, un interes nu neapărat comun la aceste alegeri, fiindcă de această dată candidăm separat. Eu le-am arătat potențialul unei candidaturi comune la europarlamentare. A ales altă cale, o respect. Suntem într-un an electoral, normal să fie și astfel de declarații. Dar coaliția își va duce mandatul până la cap. Consider că în jur de 23 decembrie va fi investit viitorul guvern. Domnule prim-ministru, Paul Cioran, Antena 3 CNN, veți merge astăzi să discutați cu minierii de la Crucea și cu reprezentanții nevăzătorilor? Ce le veți spune? Vom căuta soluții. Un stat de vorbă aplicat pe lege, să vedem ce soluții. Așa am promis în ședința de guvern, în ultima ședință de guvern, acest lucru o să-l fac. Avem persoanele cu dizabilități, acolo sunt cei aproape 2500 de nevăzători, se pare corect să intervin, trebuie să găsim calea comună de rezolvare, astfel încât eu să pot merge la comisie să discut acest aspect. Aveți programată mâine și o întâlnire cu activul de partid la Mărin, în Grecia? Astăzi. Astăzi. Și astăzi și mâine cu alt activ de partid. Domnule prim-ministru, Silviu Mărescu de la Moldova Invest, dacă ați putea să ne avansați niște termene realiste privința finalizării celor două tranzoane de autostradă, respectiv Pașcani, Suceava și Suceava. Acum, vreți să mă laud eu cu munca domnului Grindeanu? Nu o fac. O să-l las pe domnul Grindeanu. Anul viitor se va continua acum la Pașcani. Are vești bune și de asta îl las pe el să le. Mulțumesc, domnule prim-ministru. În primul rând, ieri am fost cu primul ministru pe autostradă, a condus primul ministru, eram în dreapta. O Dacia Duster. O Dacia Duster. Superbă. Și a condus de la Buzău la Focșani. Eu spun așa că până la sfârșitul acestui an, din cele 13 loturi de autostradă între Ploiești, de fapt de la Dumbrava, înainte de Ploiești și până la Pașcani, vor fi date în circulație 6 în mod sigur, 6 și un pic, fiindcă, de ce spun 6 și un pic? E vorba și de acel lot în jurul Ajudului, care este aproape finalizat, dar e o jumătate de lot. Iar până la sfârșitul anului viitor, pe ritmul actual, se va ajunge până la Pașcani. Astăzi, când vorbim, se află în licitație și a fost prima întrebare a lui George, când am ajuns, se află în licitație cele două loturi de la Pașcan la Suceava. Termen de depunere de ofertă pentru primul lot este 19 septembrie, adică săptămâna viitoare, iar pentru al doilea lot până la sfârșitul lunii. Asta înseamnă că de atunci încolo, cam o lună și jumătate, se va ieși cu soluția și se va intra direct în faza de execuție, pentru că
Sunt proiecte finanțate pe programul operațional de transport și sunt pe FIDIC roșu, adică direct execuție. Este deja realizată și realizat și SF-ul și proiectarea. Deci se va intra direct în execuție. Dacă e să mă uit în spate cum s-a lucrat până acum pe cele 13 loturi de care vorbeam mai devreme, aș face următorul calendar. Dacă până la sfârșitul anului viitor, și nu e un grad foarte mare de probabilitate, se ajunge cu autostrada până la Pașcani, și dacă anul acesta vom da cele două loturi, cam în 2 ani se va ajunge să fie finalizate și aceste două loturi, de se va ajunge până la Suceava cu autostrada. Mulțumesc mult! A discutat și despre șoseaua Centurii, că s-ar putea să fie la portul de autostradă. Aveți în plan să fie de genul ăsta? Acum s-a discutat, de la discutat și știu această chestiune. Eu am reușit, de când am venit la Ministerul Transportului, împreună cu echipa pe care o am acolo, la CNAIR, să descentralizăm foarte multe din lucrările pe care până acum le centraliza Bucureștiu. Și lucrări de mai mică anvergură față de cum sunt autostrăzile sau drumurile expres, erau ținute și ele la București. Și aglomerau CNAIR-ul la nivel central. Am semnat vreo 80 și ceva de protocoale cu autoritățile publice locale, consilii județene sau primării sau asocieri de consilii județene și UAT-uri, astfel încât să realizeze ei acele lucrări, doar ministerul doar să vină să plătească. Acum, toate proiectele și unele dintre ele costă mult în Suceava, cum ar fi la Gura Humorului, acea variantă ocolitoare, vreo 500 de milioane de euro, dacă mi-aduc bine aminte, dar care este parte din Autostrada Nordului, fiindcă acea centură e parte din Autostrada Nordului. Toate aceste lucruri au fost discutate, dar se va alege soluția economică optimă și aceste lucruri le discut cu autoritățile publice locale, cu domn primar și cu domnul președinte. Și vă vor transmite deciziile pe care le luăm, dar în momentul când am luat o decizie, credeți-mă că o punem în practică, fără semne de întrebare. Mulțumesc, domnule premier, aveți protestul medicilor din această dimineață, ei cer o lege care să reglementeze exact, legea medicului, care să reglementeze exact această profesie. Ce părere aveți? N-am înțeles. A fost un protest al medicilor în această dimineață. Așa. Și ei cer să se facă o lege a medicului care să reglementeze exact. Păi să o fac profesie. Parlamentul României, să implice ministrul sănătății, facă legea. Dar credeți că ar fi necesară? Ce părere aveți? Dacă dânșii o solicite, fiecare categorie socioprofesională are acest drept. Haideți să vedem care sunt propunerile. Ca și parlamentar, și eu, și domnul Grindeanu, o să votăm în funcție de cum este corpul legii. Dar n-am nicio reține. Nu trebuie trecută prin guvern. Trebuie odată separația puterilor în stat respectată. Dar despre protestul radioului public, a început o grevă la Radio Iași, înțeleg că se extinde la Ager Press, la Radio România Actualități. Nu cunosc. Nu ați fost informat cu privire la... Sunt nemulțumiți de salarii, sunt discrepanțe foarte mari între salariile șefilor și salariile angajaților. O să mă interesez exact. Eu știu că noi nu mai plătim acea taxă pentru radio și TV. Mă uit statistic, cu adevărat, radioul public este primul în ceea ce privește audiențele. Nu pot spune același lucru despre televiziunea română. Continuă să fie pe ultimul loc în ceea ce privește audiențele, dar e o sumă fixă care acoperă toate aceste cheltuieli. O să am o discuție cu directorul radioului. În vizita dumneavoastră la Suceava, v-ați întâlnit sau urmează să vă întâlniți cu un alt preasfințitul Calinic și dacă da, ce veți discuta cu un alt preasfinția sa? Este posibil, în funcție de program. Ați purtat discuții cu domnul primar Ion Lungu cu privire la viitorul său politic? Poate va intra domnul primar Ion Lungu în PSD? Nu am. Dumneavoastră personal ați purtat discuții cu el? În primul rând, acest lucru e atributul organizației județene. Domnul Lungu n-a fost primar PNL. Domnule Stan, când anunțați candidatul la parlamentar?
ar cam trebui să fac probleme. Deci mai avem la dispoziție o lună de zile și vă anunț că în curând vă știți. La microfoane, vă rugăm. Deci mai avem la dispoziție o lună de zile, până pe 17 octombrie trebuie depusă să fie candidaturi. În decurs de o săptămână, 10 zile, vom da și așa. Referitor la domnul Lungu, vă anunț astăzi aici, că am spus și în comunicatul care l-am dat, nimeni din județul Suceava care nu este membru PSD nu va face parte pe acea listă. Dar dacă va dacă deveni membru PSD? Dacă se înscrie? Dacă nu se știm. Înscrie în partid? Vom vedea atunci. Atunci din nou adunăm facem un birou permanent, un consiliu politic județean și vom hotărâ. Dar vi-l doriți în partid? Sau care ideea? De ce sunteți așa de... Deocamdată nu s-a manifestat nimeni dorința să intre în partid. A intrat, era plasmasă prin partid să v-am trecut acum. Nu știu nimic. Cu siguranță a intrat. A, că a fost la vizită, avem un sediu frumușel. Sunt prea mulți de dat. Și a vrut să-l vadă. Hai să lăsăm. Ar fi surprize pe lista PSD Suceava sau... Domnule Ciolac. Eu mi-am dorit, poate vine și domnul Flutur în PSD. Domnule, am nicio problemă. Elisabeta Lipă va fi pe lista de la Suceava? Cine? Elisabeta Lipă. Nu am avut cu dânsa o discuție în acest sens. Va fi pe listele Partidului Social Democrat. Doamna Lipă e între emblemele sportului Botoșani românesc, o sucevea. Botoșani a anunțat că nu va fi la Botoșani. Nu știu pe cine anunță. Iertați-mă, sunt în urmă cu aceste știri. Nu știu cine anunță, pe cine anunță. N-am. Sunt depășit. Mi-a scăpat partidul din mână. Mulțumim mult tare. Aș vrea să mulțumesc și mediului de afaceri, fiindcă am avut astăzi o întâlnire aplicată. Părerea mea că m-au menajat așa un pic, dar sunt ferm convins că acest dialog va fi continuat de George, de domnul primar, de domnul Stan și o să ținem legătura. Am făcut anumite promisiuni și o să mă țin de ele. Ne puteți spune mulțumesc ce ați promis? Ne puteți spune și nouă ce ați promis, ce ați promis mediului de afaceri, oamenilor cu care v-ați întâlnit? Că o să ajutăm, nu o să încurcăm. Cu măsuri concrete? Ați stabilit? Urmează. S-au stabilit. A avut și cu domnul ministru Câciu o anumită abordare și să vedem cum facem pe fondurile europene să acoperim cât mai mult. V-am și spus, din formarea profesională. Ce scor considerați că ar trebui să scoată Suceava pentru Partidul Social Democrat? Scorul câștigător. Câți parlamentari ați dorit de aici, de la Suceava? Toți. Scorul câștigător. Nu. Realistic vorbim. Scorul... Vor scoate un scor bun. Hai să lăsăm românii să decidă. În Ucraina s-a schimbat, nu știu, imaginea. Este o amenințare nouă, războiul pentru România. Cum vedeți aceste lucruri? Ce război? Ucraina. Ce-i cu el? În urma ultimelor evenimente, de exemplu, ieri a fost atacată o navă civilă în Ucraina la aproape mai puțin de 30 de kilometri de România. Am văzut, au ieșit ministrul apărării, și ministrul de interne, și doamna ministrul de externe. Să nu ridicăm lucrurile într-o dimensiune pe care, pe urmă, nu o putem controla. Este un protocol pe care îl respectăm. Mulțumim mult! Mulțumim! Președintele României, contribuția externă. Mulțumim mult încă o dată!
Domnul Râmbu, nu merge? Nu, da. Unde? Domnul primar! El e dansă. Da, mă, a venit până aici. A plecat. A plecat? Da, da, da. Nu. Merge și noi dacă ne luați, dacă avem, avem voi, nu prea avem voi. Dar unde merge? Hai, Adrian! Am scăpat din mână! Stai să nu... Păi, e presa în față! Mulțumim mult! Dragilor, n-a durut, n-a durat. A de durat, a durat ceva. E 11 și un sfert. S-a terminat vizita premierului Marcel Ciolacu la Suceava, la Suceava, la Carpatis, Suceava, la fabrica de la Suceava. Îl felicit că a ales acest producător și că a venit aici la noi în Suceava să vadă și lucruri, și lucruri bune, că numai lucruri rele. Granițe și născazuri și de acolo. Dragii mei, ați văzut ce a fost. Domniile voastre aveți dreptul să hotărăți dacă a fost bine, dacă a fost rău. Vreau să vă mai spun ceva. De aici, Marcel Ciolacu își va lua haina de președinte al PSD și va avea întâlniri la Slatina, la Mălin, cu activul de pe Suceava și cu activul regional. Se decid în perioada asta criterii, liste, lucruri serioase. Nu știți dumneavoastră despre ce vorba, știu ei. Dar alea se întâmplă cu ușile închise, de-aia nu o să știm prea mult. Deocamdată, deci de la Suceava nu vă putem spune decât că vă iubim. Susținem-le.